Astăzi cu fiica mea Ecaterina vom găti o salată sănătoasă, care este perfectă și pentru o masă de sărbătoare. Avem nevoie de roșii, un mix de frunze de salată, ardei gras, semințe de pin, feta și pentru sos miere, zmeură, basil și zeamă de lămâie. Mama îți propun să tai ardeiul, iar eu voi tăia roșii. Bine! Pasiunea pentru a găti m-a apărut din copilărie. Mereu îmi plăcea să urmăresc pe bunica sau privesc emisiuni dedicate gătitului. Și eu ca mama am avut un noroc cu fiica care gătește, că real a început să gătească undeva de la 8 ani, făcea deja toate tipuri de mâncare, salate, felul 2, supă, deserte, chiar tortă mi-a făcut la 10 ani. Deci eu mai puțin stau la bucătărie, mai mult savurez deja mâncarea pregătită. La moment mai mult gătesc ceva mai sănătos, gen salate, supe, așa mai ceva mai puțin caloric, dar totodată e bine când mâncarea sănătoasă e și frumoasă și gustoasă. Noi suntem nu doar, avem relații nu doar ca mama și fiica, dar și prietenii. Deja a crescut Ecaterina și acum putem vorbi și ceva, cer sfaturi de la ea. Și chiar uneori îmi dă niște sfaturi foarte utile, care chiar n-aș putea întreba de la altcineva, de la o persoană străină. Și sigur că o lucrez mult și poate nu avem atât de mult timp ca să petrecem împreună, dar oricum când suntem împreună, savurăm la maxim. Doar alimentația aia nu e de ajuns, nu e suficient doar să te alimentezi sănătos, totodată și nu e suficient doar să mergi la sală, de exemplu, sau să faci sport. Ecaterina și merge foarte mult pe jos, pe zi poate să meargă și 3 km și 5 km pe zi. Atât? E bine așa? Începem să facem sosul. De la început avem nevoie de zeamă la o jumătate de lămâie. Mama între timp va tăia feta. Un sfat cel mai important care am dat lui Ecaterina, ca să urmeze, ca să viseze, să viseze la ceva mai mare, că visele se împlinesc și se obține aceea ce noi dorim. Important să dorim ceva frumos și ceva bun. Să ne gândim numai la bine, fără careva lucruri. Nu ne gândim la ceva negativ, ne gândim doar la pozitiv. Cât mai mult energie pozitivă și cât mai mult zâmbet pe buze și atunci totul o să fie perfect. Eu între timp adaug în sos frunze de basil și zmeură. Înainte chiar era visul meu să învăț undeva în Paris, să fiu bucătar, să-mi deschid un restaurant, dar acum un pic s-au schimbat, cred, viziunile și deja visăm la altceva. Da, dar asta rămâne ca un hobby. Da. Care acasă oricum gătește ceva, inventează cu șosol de astăzi. Da, dar nu un plan profesional. Oricum, eu cred că orice fată ar trebui să facă mâncare și dacă o mai face și bine, da, e în general extraordinar. Suntem aproape de sărbători,
și dorim la toți la mulți ani. Da, la mulți ani!